Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Astăzi seara avem o prezență inedită la masa degustării. După terminologia momentului, li se spune groomeri. Pentru cei care nu cunosc termenul, hairstyliști pentru animale de companie. Evident, n-am rezistat ispitei de a-i invita în compania prietenilor necuvântători. Bună seara și bine ați venit la noi! Mă bucur tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Mulțumim! Sunt groomer. Este o meserie frumoasă, dar trebuie și să-ți placă animalele și să-ți placă să călătorești. Es una profesión muy bonita porque disfrutas haciendo tu trabajo. Conoces muchos países porque viajas mucho con los perros. Dacă o faci foarte multă dragoste, atunci nu mai poți numi un job o meserie. Pur și simplu faci ceva din pasiune. Și mi se pare ceva super dacă chiar iubești animăluțele și să vezi ce poate să și la final din mânuța ta. În această seară o să începem mai întâi cu spectacolul culinar, ca să spun așa. Vor intra farfuriile. Haide. Gata, băi! Haide, băi! Pleacă banda, începe anxietatea. Adică o simți. Pleacă banda, vine presiune. Pleacă banda, vine presiune. Indiferent de ce se întâmplă, ar trebui să le fie frică, sincer. Sunt sigură pe farfuria noastră. Eu să mulțumim cu una de fiecare. Și noi. Nu vreau mai multe, nu, nici mai puține. 6 sunt suficient. 6 nutri! 6 nutri! Acum depinde de jurați, cum decid ce le place. Poate unora nu le place puiul, poate unora nu le place peștele. Deși cred că preferă un pește bun decât un tartar, decât un pește crud, și un pește bun decât un pui uscat. Sunt sigur că astăzi va fi o luptă strânsă la jurizare și jurații noștri vor fi un pic puși în dificultate acolo. Să știți că tema de astăzi a fost foarte grea pentru ei, destul de restrictivă, aș spune. Ei sunt obișnuiți cu fine dining-ul, dar astăzi nu au avut voie să folosească mai mult de 6 ingrediente. Tema să gătești cu 6 ingrediente nu mi se pare imposibilă, pentru că din experiența mea de acasă, când se întâmplă să nu ajung la Lidl să fac cumpărături, să fie frigiderul gol, trebuie să improvizez. Și cred că au avut 6 ingrediente totuși care să improvizeze. Haideți să începem cu farfuria MOV, pentru că este un antreu. Vă urez poftă mare! Mulțumim! Mersi! Tell me if there is meat inside. No, only fish, salmon. It was tasty, you know, but it was a bit simple, very plain. I can make it at home. Really, salmon and avocado, okay, nothing special as for me. ¿Son tres tipos diferentes de salmón? No lo sé. El morado es una textura y un sabor espectacular. Es un muy buen plato. Este și somon crud și somon făcut. Mie îmi plac foarte mult tartarurile și mi-a plăcut enorm de mult gustul din farfurie. Poate după gustul meu a fost puțin cam sărat, poate, dar nu m-a deranjat atât de mult. Pentru gusturile mele un pic nesărat. Chiarico? Nu? Este mai bun așa. E chiar bun. O farfurie foarte frumoasă, combinația de culori și gustul la fel. Chiar dacă mie nu-mi place avocado. În combinația asta? În combinația asta avocado este super, super tasty. Deci au nebunit efectiv cu manele de-astea. Ei, va fi tari cu piciorul în pod, ia. Știm. Neapărat. Da. Nu vreau la duel. Mai luăm și noi pauză, ar fi drăguț, nu? Hai, ce-o fi, o fi. Că să nu mai sunteți pe amuletă. Puteți să vorbiți dacă vreți. Ce ziceai, Florine? Nu. Ce? Nu pot să cred. Roagă-te puțin. Dacă doriți, putem trece la farfuria cu numărul 2, adică cea albastră. Mămăligă, ciuper și pui. Singura frică care o am la tine e de carne să nu fie tare. Păi n-ai piept de pui, n-are ce să fie... N-are cum să fie tare, e în temperatură. Eu de asta mă uitam și eu să văd dacă e gătit. E în temperatură, făcut pe temperatură, pe termometru. A băgat termometrul în el? Da. Păi nu e o farfurie rea, dar eu cred că oamenii ăștia meritau ceva mai...
mai așa, mă, fițăraie. Ce asta e o farfurie cu un farfurie cu mintea? Păi n-aveai din ce să o faci mai... N-aveai. Mai altfel. Eu nu sunt fan mâncărica asta, e bună ea așa când o faci, dar uite, vezi, acum am folosit piept de pui, n-am mai folosit pulpă de pui. Diferență maximă, vezi? Pieptul nu este la fel de gustos cum este pulpa, știi? N-am avut unt, mi-a trebuit să-mi fac. Păi, na. Eu de-aia mi-am luat untul, să bagă mai multe. Îmi place farfuria, îmi place cum arată, o știu, e aia. Mi-e un pic frică de prea multă afumătură în farfurie. Asta e frica mea un pic, că e prea mult bacon. Ia să vedem ce e aici. If I eat a piece of bacon, I will die right here. Da, but it's super tasteful. Super extra tasteful. Farfuria albastră, chiar dacă n-a avut un plating atât de wow pe gustul meu, a fost extraordinar de gustoasă, surprinzător. Ideea vizuală cu olfactiv a fost wow. Nu a fost chiar pe gustul meu, deoarece mi s-a părut un pic mai tradițională și mai grea. Parcă m-a plăcut mai mult somon. Carnea mi era făcută. Nu? Mie asta mi se pare bestială. Sincer. Foarte mișto. Da, dar e o chestie banală, e o rulă de pui până la urmă. Sos e bun. Da, nimic de zis. O farfurie delicioasă, puiul mi s-a părut extraordinar de bine preparat. Pare că are mult mai multe ingrediente decât 6 și are o explozie de gusturi în același timp. Mi-a plăcut foarte mult și întreul ăla. Și mi-a plăcut tartarul, e un tartar de ton foarte mișto. Dacă sunteți pregătiți, trecem la farfuria verde. Super! Ia. Dorad. Lux. Da, chiar da, asta e. Arată senzațional. Mmm, what beautiful. Mmm. Mmm. The plate from the green team looked very extraordinary and the colors was bright and it was pleasant to look at the dish. I would prefer potatoes to be baked rather than fried. Să vedem spanacul, pentru că eu nu sunt fan spanac. Cred că e spanac. E spanac. Yummy. Poate nu aș fi prăjit cartofii, chiar dacă au fost foarte buni, dar cred că puteau să găsesc o altă variantă pentru cartofi. Iar spanacul este divin. Da, te quitando la piel. Ce? Le estoy quitando la piel. Por? Porque no me gusta con piel. Este ceva amar, dar nu dau seama ce e amar. La capitolul plating au fost, cred că, cei mai tari, dar la capitolul gust, din punctul meu de vedere, peștele a fost un pic amar. Ai dreptate că ceva e amar. Un pește. Pește. Nu știu, asta e părerea mea. Nu sunt mereu fan de pește, dar tot mai impresionat. Mamă, cum e. Vedeți, fiecare farfurie vă trezește alte și alte simțuri, deși eu am avut doar 6 ingrediente la dispoziție. Da. S-au descurcat super. Bă, sunt 3 farfurii, zic, bune. Astea două mai la egalitate. Cătălin, zic eu că dezavantajul, sper eu, să, pentru mine așa, sper să fie dezavantaj, pește cru, da. Pește cru și că n-ai cruton de pâine. Sper. Că spun o chestie senzațională. Dar păstrează-o pentru tine că o știm doar noi doi. Nicăieri, dar nicăieri. În afară de România, nu-ți dă la tartar pâine în farfurie. Da, da, fii atent că cei care jurizează sunt tot în România. Nu. No. Tartarul românesc. Tartarul de somon a fost inventat în țara noastră și prima farfurie de tartar de somon, sunt sigur că n-a avut pâine. Da, ai grijă. Măcar niște pufuleți de aia de orez puteai să fiști, niște expandați de așa. Avut, Ai, mă, eu consider că în momentul de față puiul ăsta ar putea să ne aducă o victorie. Dar în același timp poate să ne trimită și la duel cu capul sus. Eu sunt sigur că farfuria mea o să atragă atenția, sunt sigur că farfuria mea o să fie pe placul și pe gustul juraților. Acum o întrebi și o vedea. Tu voi cum sunteți, mie mi-a plăcut cel mai mult prima. Deci nu știu să ce să aleg, între verde sau albastru. Eu mop sau verde. Mai mâncat. Eu m-am decis, îmi pare rău. Mie primele în două îmi plac, dar nu știu care să spun. I like everything about it. Când credeți că sunteți hotărâți, lăsați doar farfuria care v-a plăcut cel mai mult. Echipele cred că au făcut o treabă foarte, foarte bună. N-ai cum să-ți dai seama că au fost doar 6 ingrediente. Farfuria le-ai mâncat deja cu ochi, adică nici mai ai timp să numeri câte ingrediente au și câte n-au. Da, de asta mi-e frică, că nu știu dacă am votat bine seara asta. Toate 3 farfurii foarte frumoase.
și foarte gustoasă. Ție care ți-a plăcut? Nu spui? Bine. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.